Doamnelor și domnilor, în 1933 se scria un roman despre emisiunea de astăzi. Mircea Eliade scria romanul Mai 3, despre emisiunea Tonic Live din Mai 3 2018. Deci, n-aveți voie să ratați această emisiune cu Nicu Bedea. Vă atrag atenția că este un roman erotic. Da, într-adevăr. Așa cum a spus domnul Costel, sunt un român eroic. Să nu uităm că Mircea Eliade a mai scris și Noaptea de Sânziene. Așa că după emisiunea din această seară, să aveți o noapte plină de tot ce vă doriți și de ce nu și de niște ele sau sânziene sau cum le-o mai zice. Dragii noștri, iată-ne la ultima ediție din această săptămână. Nu vă enervați, că nu face bine la organism, mai ales dacă acum ne urmăriți pe Facebook, ați dat și share, vă mulțumim și sunteți la volan, că uite ce se poate întâmpla. Un tânăr a fost luat pe capotă de un șofer. De ce? Tânărul traversa prea încet zebra. Adevărul e că uneori traversăm prea încet zebra, mai ascultăm muzică în căști, mai scriem ceva pe telefon, ne mai scărpinăm, mai... dar chiar atâta nerăbdare să-l iei pe capotă? Nu că până la urmă s-au înțeles amiabil. Șoferul l-a dus pe tânăr până la destinație, până unde avea treabă, și pietonul nu l-a reclamat. L-a dus șoferul, dar tot pe capotă. Ei, dacă era la volan, domnul președinte Dragnea, ce făcea el? Ieșea, cobora din mașină, mergea pe zebră, îi dădea o plasă plină cu ulei, zahăr și făină, apoi îl invita în autoturism să-și facă niște selfie-uri în mașina dânsului cu care a fost la mare, beambeu, care are cai putere, care are scaune confortabile, care are ITP-ul expirat. Șeful României conduce o mașină care are ITP-ul expirat de aproape o lună. Mai contează? Domnul Dragnea conduce România, care nu mai are niciun fel de ITP și nu e în stare să conducă o mașină. Hai să fim serioși. Noi cei mulți în continuare plătim taxe, să fim în legalitate, până mai putem să ne mișcăm. Le plătim, dar după aia tot le plătim. Că pe unele cruci din cimitirul din Constanța au fost lipite somații pentru ca posesorii locurilor de veci să își plătească taxele. Cum e aia? Mori și încă mai ai de plată? Să te crucești, nu alta. Să plătești taxe după ce te-ai dus în raiul cu verdeață să le plătești pe pământ? Au să plătești taxă pentru apă. Că ies aia din cripte, ies să facă duș. Să plătească taxe pentru lumină. Asta da, că acolo e cam întuneric. Taxă pentru pază. Că dacă nu-s morții păziți, o iau la goană din cimitir și fac scandal. Zombi! Totuși, se pare că bieții decedați din cimitirul din Constanța au fost scutiți de taxe, că la anul trebuie să fie în formă, că sunt alegeri. Dar ce ziceți de știrea asta? În loc să-i cunune, un preot beat i-a dat afară din biserică pe miri și s-a culcat în altar. Na, ziceți de unde e știrea asta? Ziceți de unde e preotul? Maramureș? No! Dacă e Popa Moroșan, își face treaba. Și dacă are ceva la bord, bă, cine-i bun de una, e bun și de cealaltă. Mai ziceți, de unde era preotul? Din Dolj? Băi, acolo și dacă bei o găleată de zaibăr, tot îți vezi de slujba ta. De unde? Exact, corect, felicitări telespectatorului din Buzău. Preotul era din Vaslui. Ce s-a întâmplat, domnule? La o cununie religioasă, toți nuntașii erau în biserică, erau pregătiți, totul era gata pentru începere, lumânări, pișcoturi, alea. Nu era gata preotul. Când s-au încumetat să-l caute în altar, l-au găsit, beat, cu capul pe masa altarului. Supărat că a fost trezit, domnul părinte ne-a scos pe toți afară și s-a culcat la loc. Acum, nu de aia Sfânta Biserică se numește Casa Domnului, o casă. Nu are mai multe camere, printre care obligatoriu și un dormitor, că altfel îi ziceam garsoniera domnului. Nu întâi și vă dați seama, s-au panicat, s-au enervat, domnule, era totul programat, trebuia să ajungă la restaurant, dar și preotul beat să-i facă așa de rușine, mireasă săraca nervoasă, distrusă. Mirele părea mai înțelegător față de preot, că precis i s-a întâmplat și lui să fie beat la servici.
Cred că și în momentele premergătoare cu Nunie era pilit ca să aibă un pic de curaj. Lasă, dragă, în pace părintele, o fi bou și el o leacue. Sau poate eu făcut și va magie de aia transformat apa în vin. Totuși eu zic că a fost mai bine că i-a dat afară și a adormit. De când să oficieze cu Nunia beat, cine știe ce făcea. La Isaia dănțuiește, nu s-ar mai fi oprit din dans, a făcut un breakdance în biserică. Ar fi încurcat ritualurile între ele, cine știe. La finale ar fi cântat mirilor, în veci pomenirea lor. Dom'le, ce interesant cu preotul ăsta. Anul trecut, pe vremea asta, a făcut un grătar în curtea bisericii. Mie îmi place de domn părinte, e un preot modern. Poate că vara asta montează și o piscină în cimitir, a? Dar fără taxe pentru sărmanii morți. Dragii noștri, ați văzut și la știri, vă spunem și noi, că mai semnalăm ce nu-i frumos. În urma turiștilor au rămas munți de gunoaie, atât pe litoral cât și la munte. Bine că autorii acestor fapte nu se uită și pe ei în mormanele de mizerie lăsate în urma escapadelor culinaro-bahice. Pe lângă sticle, pe lângă ambalaje, așa zi și turiștii au lăsat saltele și canapele, mă, la marginea drumului. Că românul când iese la grătar trebuie să aibă tot confortul. Că fără canapei, fără plasmă și frigider, nu poți la iarbă verde. Munți de gunoaie lăsate în urmă de turiști. În ritmul acesta vom avea forme noi de relief, așa numitul relief petrografic. Petrografic, dar cu pet de la pet, nu de la piatră. Dar voi ați reușit să faceți ceva curățenie până în casă? Ați reușit? Dacă nu, trebuie să chemăm pe cineva. Că Marea Britanie e o companie care oferă servicii de curățenie într-un mod cu totul special. Angajatele firmei lucrează nud. Peste 300 de angajate de toate vârstele și formele fac lună și bec casele solicitanților. Clientul își poate alege cum să arate doamna și apoi poate sta să se uite cum face curat. Se poate dezbrăca și el sau nu, iar la final o plătește acolo între 30 și 40 de lire. Dar există o regulă strictă. Clientul nu poate pune mâna. Nici pe aspirator și nici pe fete. Dar cum vine asta, domnule? Vrei să faci curat în casă, dar nu vrei să faci și tu? Și atunci le chem pe doamnele astea dezbrăcate să-ți facă ele curățenie, dar tu nu poți să le faci. Ce fantezie ciudată! Dar adevărul că e plăcut să vezi pe cineva care face curat în locul tău, indiferent că e îmbrăcată persoana sau nu. Numai să poți sta tu la televizor și să te uiți în voia la Tonic Live. Dar vrei să mai vezi și ceva frumos în timpul ăsta și să mai zici, vezi că a căzut ceva acolo pe jos, așa, sub măsuței praf, apleacă-te și șterge-l pe tot. Pe lângă asta știi că nu pot fura nimic angajatele, că n-au unde să bagi, n-au buzunare. Unde să bagi vreo bijuterie, niște bani, n-au buzunare. Pentru firmă e avantajos că nu cheltuie bani pe uniforme, dar oare fetele astea prea harnice și prea dezbrăcate rezolvă și deranjul pe care îl faci tu în timp ce ele fac curat? Nu intrăm în detalii, ne-am exprimat cât am putut de liber, dar totuși ora ne îndeamnă să ne oprim aici, astăzi și ziua libertății presei, câtă presă mai îi, că am auzit că acum cel mai traficat sau cel mai titrat ziar e un ziar de la un supermagazin, hipermagazin, în care găsesc de la ceafă de porc până la leacuri de băuturi și bătături. Să vedem cine e live cu noi, cine e cu noi strigă Tonic Show, cine e cu noi strigă Tonic Live, să vedem ce informații mai primim de la voi. Dăm pagina în jos, aici pe Facebook, așa, așa. Îmi va spui dacă nu se mare de ciroză, nu-l îngroapă, zice Dan Eugen. Sebi Remi ne spune ce-i ăla canapei, nu zicem mai departe. Cătălin Panciuc vrea să meargă cu noi la o pizzerie. O să mergem și la o pizzerie, dar nu la Roma, că e departe. E mai scumpă pizza în Roma decât avionul. Salutări lui Claudiu și Valer cu țitar de 1 mai. Numai curățenie am făcut la muncă. Valer, sper că ai fost pe fază. Alți doi artiști care sunt, să zic așa, la cuțite, Nicolae Guță și Florin Salam, scandal cu înjurături și amenințări. Da, no, dacă ai Salam, îți trebuie și cuțit. Fostul rege al manelelor interzis în București. Dar pe care e adevăratul rege? Care e actualul rege? Ce mai...
Da, poza asta face cât 1000 de cuvinte. Cam atâtea cuvinte știu și ei, doi în total. Guță l-a înjurat, zic că era naș la ceva nuntă de oameni bazați, de academicieni. Și Guță era nervos, era o nuntă mare, vreo 1000 de oameni, toți cu declarațiile la fiz la zi, toți contribuabili, toți plătitori. Și Guță, pe fondul unei care beții, deci a luat microfonul, care urma să cânte și Salam, care Salam nu i-a convenit că el a început o dietă mai prost vegană, că rău vegană nu i-a plăcut nici la Guță și o lua microfonul și o vorbit numai rele, numai cuvinte urâte, numai prostii o vorbit la vorba aia. Florin, care e un artist de matase fină, i-a replicat așa, să mă apuci de... Nu, în fine, dar treaba e groasă, să zic așa, scandal cu înjurături și amenințări. Și după înjurăturile astea și amenințările astea, tovarășul Nicolae Guță este interzis în București. Sperăm să-l vedem la emisiunile de cancan și de scandal, cum filiază Salamul în direct. După chestia asta, Capatos mai semnează încă un an cu... Foarte bine, dar ce... De la un intelectual la altul, dintr-un mediu academic în alt mediu, școlile britanice renunță la ceasurile cu limbi din cauza că adolescenții britanici nu sunt capabili să citească ora. No, cum e aia? Că toate studiile, toate cercetările sunt făcute de britanici, nu? Cum încep? Un studiu britanic spune că, un alt studiu, un grup de cercetători britanici afirmă că... Ăștia nu știu să citească ceasul. Ori trecut pe ceasuri electronice acolo. Cum citesc ora 11? Băț, băț, ou, ou. Că, serios, așa s-a ajuns. De aia pierd multă vreme că nu știu citi ceasul. Să vedem cine ce mai scrie. Anca Râșnovian. Le zic cum le pot. Care-s bune, zbune, dumneavoastră le alegeți. Le cerneți ca o sită. Așadar... Trai bun de la domnul Vasile, Lora în seară bună, respect Cristi și ție, Anca din Canada, zice, de unul mai am muncit, respecte. Canada, nu, nu mă temați, mă cheamă Cătălin Panciuc la o pizza la Roma, mă duc, mâncăm la Piccolo Palermo, acolo, pe știți voi unde, și după aia mergem în Canada. Canada, de când a fost colonizată de Hrușcă și de când a înnobilat-o prin prezența sa însuși, Paul Fuego Surugiu, a devenit raiul artiștilor români. Acum am văzut recent, el s-a luat ieri în Canada, în Toronto, a avut concert, Iris, bună seara, prieteni, eliberați Quebecul și în toamnă, pe cine au convins impresarii să-l ducă în turneu în Canada? Pe nimeni altul decât tăticul aroganților, domnul Ștefan Bănică Junior. Pentru 20.000 de euro merge și el, sau dolari canadieni, la cursul zilei, la roborul zilei, merge și Ștefan Bănică. I-a fost frică să treacă el oceanul, dar pentru 20.000 de euro merge și toate chiuvetele le sparge, cu ciocanul cu care o spart-o și pe Mihaela, o spart-o metaforic. Că e un pic de scandal cu ProTV-ul acum, văzurăți și voi un pic de scandal, că ori filmat reporteri în timp ce era în direct acolo la jurnal, pe o tânără care se scobea nas, nu știu, mi-e și jenă, știți despre, și ProTV-ul s-a scuzat și... Dar ce mare lucru! Că o dau pe Mihaela Rădulescu despuiată la ore de vârf, de aia nu-l e rușine proteviștilor. Că las un monument al naturii așa de liber. Că și nea Florin Călinescu nici nu mai știe când se știne buza aia. Zici că e Marcel Pavel la un moment dat. Din ziar, ce am selectat? De pe ultimele pagini, nu-i așa? De la Casa de Copii la Aur European, Mihai Mihuță a avut o copilărie grea, dar a scris o pagină de istorie în lupte. Îl felicităm și noi, Mihai Mihuț, om determinat, Aur European, o copilărie, o tinerețe zbuciumată și aș zis că îi dedică medalia câștigată băiețelului pe care nu l-a văzut de mult că a fost în cantonament. Așa știți să tot avem. Înainte să intrăm în direct, ați văzut, fetele noastre au pierdut la ping-pong acolo în sferturile de final, au pierdut cu Hong Kong-ul. Dar pe cine au mers în semifinale? Corea,
China, Japonia. No, și noi am făcut față cu Bernadette Stăci și cu cine mai avem la noi. Bravo, fetelor, bravo. Astea știri, domnule, pe care le citești cu plăcere, mândri că suntem români, ui, ui, ui. Și totuși, pagina, stai să vedem, n-am câștigat nici azi. Reducere la saltea, că am găsit trei, lasă, că eu nu pun banii la saltea, pun ce găsesc aici, așa pe cei, reducere la saltea, îmi dă una de 1,50 m, dar nu e așa, ziarul deschidem cu Brigitte, soția lui Năstase a venit la tribunal în... veselă și cochetă. Uitați-vă că e așa de cochetă că a venit cu două biciclete, a? Noua fiță, a? Uitați de boliți de milioane de euro, a? Vii cu două biciclete, a? Ținută de 50.000 de euro la divorț. Îs curios cât primește prietenul nostru Mihai Mihuț pentru performanța, totuși să fii locul 1 în Europa la lupte. Noi românii suntem luptători, dar luptăm pentru cauze proaste. Și mai ales ne alegem prost conducătorii care ar trebui să lupte pentru noi. Dar ei te dau cu fundul de tatami sau cum îi zice, de saltea, da? Sunt curios cât îi dă guvernul României. Ținută, poftiți ținută. Ținută de deținută, că doamna a făcut și pușcărie. Să nu se mai zică o, greu i-o fă până l-o prins pe pensionarul de Năstase. Tricou 400 de euro. Că și el a ținut-o pe geantă, 4.500 de euro. Dar în geanta asta poate să cazeze studenți la medicină, e așa spațioasă, că e cât un, nu mai zic, curea, 300 de euro. E CG. Aici CG pentru că e de la Cârlig. Nu știu de unde știu sărmanii ziariști. Brățară, 12.000 de euro, nu, luați de aproape cu camera. Ce 12.000 de euro? Extraordinar. Ci că o luat-o la reducere, că era 15.000. Ceas, 30.000 de euro, după cum vede. Dar e și inteligentă, doamna Șfăț Năstase Brigita. Că dacă britanicii nu știau cum e cu limbile la ceas, dânsa o știut cum e și de-aia i-o luat Năstase ceas. Nu, că ea din banii ei, care are niște afaceri. Pe cuvânt, pantalon un pic sparți, un pic ciupiți, 600 de euro. Și pantofi un pic tăiați la vârf, 1.500 de euro. Și bordurile. Și bordurile astea, și le-o plătit dânsa, când au ajuns să se vadă borduri de 30.000 de euro. Telefonul, din păcate, e telefonul... Ilie Năstase n-are telefon mobil, el pe-n fax comunică. Îl o lua pe ăla lui de jucărie, dacă apeși pe tastă să dai play la un video, te stropește cu apă. No, astea îs. Avem din ce alege, nu prea avem din ce alege, da? Adică un campion european, prietenul nostru Mihai Mihuț, cu viața lui grea, ocupă penultima pagină într-un ziar. Și prima pagină și următoarele două, doamna Brigitte, s-o desfășura doamna Brigitte, nici nu o citi la viața ei, iubitul Elenei Băsescu poreclit tomată. He! Zice, are afaceri, omul s-a lansat în afaceri cu pizza și cu șaorme. Și de atunci porecla îi se trage, de acolo îi se trage porecla tomată. Sună mai bine decât pătlăgică, să știți. Cum să-i fi zis, porodiciul meu? Nu, că momente de tandețe zice, porodiciule. Băsescu e foarte încântat de tomată asta. O comandat. O vodcă cu suc de băi tomată, adu-o. Și domnul Boc se aducă gheața de la Cluj. Nu mai merge, s-o șmecheri domnul Boc, nici nu mai răspunde la telefon. Știți de ce nu mai răspunde? Că eu l-o pus soția pe calorifer și n-ajunge... Mai suntem în direct, mai suntem, 190, Dumitru Lazar ne salută. Da, Ionuț Românul, fă-ți un selfie dacă ești tu sau nu e live emisiunea. Și tu ce o să dai? O navetă de bere sau niște mici? Facem din Bacău doamna Elena Ciorcilă. Rudă cu domnul de la Nu Știm, dar mulțumim că sunteți. Apropo de inteligenții britanici, Olimpiada Internațională de Matematică de la Cluj, risc ridicat pentru forțele de ordine, o pun la același nivel cu Antol și Electric Castle. După cum nu știți, dar tot eu vă repet, în iulie,
în Cluj-Napoca, spun asta cu mare mândrie, o să fie a spre 50-a sau așa ediție de a Olimpiadei Internaționale de Matematică. Deci cam cum e campionatul de fotbal în Rusia, dar asta e pentru aia cu capul. Nu aia care dau cu capul, care au ceva în cap. Deci probleme serioase, da? Vin tocilarii, cum le ziceți voi la noi ăștia cu matemat? Cum le tocilarii vin și fac un scandal. Vai, când o să le dea probleme de numărare din teoria numerelor, vai de mine, la geometrie vectorială acolo, o să fie un scandal, sare în aer sala polivalentă, că acolo o să se țină competiția. Te prind noaptea pe stradă, îți iau de gură și zic, no, hai zi la polinomul ăsta, zi, cum îi? Merg în găști mari. Îți bagă fracția pe gură dacă nu le spui exact. Da, că și la Untold vin numai matematicieni. Numai și la Electric Castle. No, ce să zic? Bine că poliția și jandarmeria și astea abilitate, că în mănășturi, nu vă mai zic, citiți și voi ziarele, că așa probleme. Acolo nu se văd. Probleme mari, dar mă rog, să punem pază pe matematicieni. Acum se vede că la polițai le-a fost întotdeauna frică de matematică. Dar noi îi salutăm că și ei de-a noștri și își fac bine datoria și forțele. Forța fie cu matematicienii. El cultivă cei mai scumpi ardei ius din lume. Un kilogram din soiul ăsta costă între 11.000 și 25.000 de euro. Deci, că, zice că mașina domnului Dragnea, mașina pe care o conducea de 100.000 de euro, nu e declarată în acte. O crescut omul în balcon la căsuța lui amărâtă din Teleorman, acolo la, în balcon în Videle. O crescut și el 4 kg de ardei ius și o vândut. Nu ne legăm de un biet bătrânel care își vinde și știți, ca și bătrânicile cu legătura de pătrunjel. Așa e și domnul Dragnea. Pentru Irinuca ce nu face? Vlădescu trebuie să plătească o cauțiune de 1.000.000 de euro. Poate îi dă Băureanu, că și așa șogor, după ce a fost nenaș. Să vedem ce mai scrieți, ce mai ziceți. Seară faină în continuare. La fel, din Timișoara. Așa, Râșnoveanu Anca, de acolo, din necântă bănică juniorul cu bubulina gospodina, o să-și ia făcălețul și ciocanul de bătut carne. Acum să nu fim răi, că poate Ștefan Bănică junior se duce cu domnișoara, cum o cheamă, cu care acum, Lavinia Pârva. Și nu mai face scandal prin Canada, mania, mania, semne că trebuie să curez filtrele. No, bine că n-avem. Și totuși o bucurie mare. Trăistariu și Topale vor cânta din nou Banana toată vara în toată țara. Trupa Valahia se reface după 14 ani. Vă dați seama că nici la reabilitare nu te ține atâta. Mihai și Dorin umplu România de banane. Mulțumim pentru săptămâna asta, colegilor din regie și din platou, să ne vedem cu bine pe data de 7 luni. Weekend plăcut și Suzana mi-a furat banana. Băi, ce bine că, uite, s-au reunit ABBA și acum vin din urmă puternic și cei de la Valahia. Suzana, eu te spun o mama, măi, Suzana, măi, Suzana, ia vezi tu ce-i la banană.